ne-au deportat în 51, aveam 5 ani. Și ne-au deportat și am construit casele aici, din 51 din iunie până la 1 septembrie, același an. Și ați rămas aici? Și am rămas, noi am rămas mai mult timp, alții au plecat după 54 când s-a ridicat domiciliul obligatoriu, dar părinții mei dacă lucrau aici și n-aveau, noi am fost refugiați din Basarabia. 54, în 54 atunci s-a ridicat domiciliul obligatoriu, la majoritatea, după aceea au mai venit politicieni, au venit tot cu domiciliul obligatoriu. Au fost mai multe valuri. Da. Da. Pedepsă. Da, pedepsiți aici. Eram copil și n-ați simțit atât. Nu am simțit chiar așa greutăți. Bine, ne-am observat și acum povesteam și colegilor că într-adevăr au fost și cazuri nefericite, multe, multe. Dar eu fiind mică mai puțin le-am, mai mult ce am aflat de la părinții mei și da. Ei, mai greu, dar erau tineri cu trenul, cu bovagon. Da. Erau câte două familii, cu animale, cu tot ce au putut să adune într-o noapte, că mi s-a dat tot de până dimineața să strânge lucrurile și să plece. Și tot în zona, părinții s-au întors? Aici, am stat undeva aici, chiar în margine noi am stat, am avut casa, nu mai e, că am plecat în 61, ne-am luat casă în Însurăței și... Deci nu s-au mai întors nici părinții? Nu s-au întors pentru că ai mei erau refugiați din Basarabia cu războiul și unde să se întoarcă, acolo stăteam tot cu chirie, în casele nemțești. Probabil de asta e... Asta, nemții când au plecat de aici, mulți au plecat după aceea în Germania și... Am înțeles, da, erau și bănuiesc. Sași, nu? Veniți. Mulți, majoritatea, cam 50% erau. Da.